Banatului cu România este proclamată la 1 decembrie 1918 în cadrul Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia. Cu toate acestea, administrația românească se instalează la Timișoara abia un an mai târziu, adică în 1919. Evenimentele petrecute până la acel moment sunt dovadă a faptului că Banatul a fost întotdeauna o regiune extrem de disputată. Piața Unirii din Timișoara, locul în care avea să se consfințească actul Unirii cu România, este doar una dintre locațiile ce păstrează moștenirea impresionantă a acestei regiuni. O moștenire clădită pe sute de ani de transformări. Istoricul Victor Neumann și Ilie Sârbu, fondator al proiectului Salvați Patrimoniul Timișoarei, sunt cei care vor contura câteva dintre etapele pline de transformări prin care a trecut Timișoara. Pentru a le înțelege mai bine, ne întoarcem în timp, mai precis la jumătatea secolului al XVI-lea, când Timișoara se afla sub ocupație otomană. Timișoara era un bastion important al Imperiului Otoman în inima sud-estului Europei. Era foarte, foarte important și bănățenii au avut anumite privilegii din partea otomanilor. Existau chiar anumite legi draconice la adresa soldaților otomani. Pentru asta, dacă un soldat sau un cetățean al Imperiului Otoman ucidea așa din bunul său plac, trebuia să răsplătească visteria Imperiului cu ceea ce ar fi produs acel necredincios până la sfârșitul vieții. Ce era o chestie extraordinară. Bănățenii, cred că bănățenii dintotdeauna au fost foarte fini și buni negociatori. Ei și-au negociat foarte, foarte bine religia, credința lor. Ei au acceptat orice fel de bir, doar să fie lăsați în pace ca să își desfășoare viața liniștit și întihnă. Spre sfârșitul anilor 1600, gândiți-vă că sultanul Imperiului Otoman în acea perioadă permite aducerea bătrânului Iosif de la Partoș ca mitropolit al Banatului. În Timișoara existau în acea perioadă 5 școli. Deci existau 5 școli, într-adevăr nu se învăța în limba română, dar totuși existau 5 școli. În cronicile sale, celebrul cărturar Evlia Celebi amintește că la Timișoara, în afara școlilor pentru copii, funcționa și o medrese, adică o școală superioară musulmană. În același timp, în scrierile sale, alături de militari și negustori, sunt amintiți și oamenii învățați. Regiunea aceasta a fost ocupată timp de 164 de ani de Imperiul Otoman, timp în care dispăruseră multe dintre formele locale de organizare, de administrare. Fără o nobilime proprie, așa cum avea Transilvania, fără o boierime proprie, așa cum avusese Moldova și Valahia la vremea respectivă, deci într-o situație în care și din punct de vedere social, și din punct de vedere instituțional, și din punct de vedere al organizării și al mișcării demografice, toate erau la îndemâna noului cuceritor. Între Banat și Transilvania există această diferență. Transilvania are o continuitate între Evul Mediu și începutul epocii moderne. În Transilvania nu a existat o dominație turcă propriu-zisă în secolele 16 și 17. Transilvania a fost un principat autonom de la 1541 până la 1699, când intră în componența Imperiului Habsburgic.
ea a avut propria Constituție și în secolul al XVII-lea și a continuat în secolul al XVIII-lea în interiorul Imperiului Habsburg cu propria Constituție. Transilvania nu și-a pierdut nobilimea, spre deosebire de Banat, care în timpul ocupației turcești și-a pierdut nobilimea, s-a retras nobilimea din fața cuceritorului turc. În vreme ce în Banat, în momentul în care începe ocupația turcă, după dominația regatului ungar, se petrece o primă ruptură, iar a doua ruptură în momentul în care apare Imperiul Habsburgic. Datorită evenimentelor politice și militare, petrecute la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea, importanța strategică a Timișoarei crește din nou. La acel moment, Casa de Austria era cea mai mare putere continentală, astfel încât conflictele cu poarta otomană erau inevitabile. Una dintre aceste confruntări avea să aibă în centrul ei cetatea Timișoarei. După un asediu de 48 de zile, otomanii capitulează și se retrag din fața trupelor imperiale austriece. Poarta Forforoza este locul prin care Eugeniu de Savoia intra triumfător în 1716 în cetatea Timișoarei, după o dominație otomană de aproape 200 de ani. Sub administrația austriacă, Banatul cunoaște transformări radicale și o înflorire fără precedent. 1716 se instaurează administrația austriacă aici, se fac tot felul de propuneri pentru a reface Timișoara din temelii. Prințul Eugeniu de Savoia îl aduce aici pe Florimond Mercy, care trasează pentru prima dată harta orașului și prezintă cam cum ar trebui să arate Timișoara, deși problemele legate de cum arată Timișoara astăzi a fost trasată în mai multe moduri, deci au apărut mai multe planuri ale orașului Timișoara, chiar una dintre ele încerca să păstreze linia orașului turcesc care era, dar s-a renunțat foarte rapid pentru că era depășită și atunci s-a pus în aplicare ideea care era la modă în acea perioadă ca Timișoara să fie construită după tipul generalului Vauban. Sebastian de Vauban, un inginer militar, devine faimos în epocă datorită inovațiilor aduse în domeniul construcției de fortificații. Cetățile bastionare de tip Vauban erau considerate în acele vremuri imposibil de cucerit. Specific acestui tip de construcție este forma de stea în mai multe colțuri. În același timp, aceste fortificații sunt caracterizate de bastioanele în formă de pană prin crearea unui întreg dispozitiv de supraveghere. Timișoara a fost trasată ca un oraș ideal, dar ideal din punct de vedere militar, ca în cazul cu bulevard cu străzi drepte, cu intersecții la aproape la 90 de grade, ca în cazul unor revolte, autoritățile să lovească în carne vie, nu să creeze pagube materiale. Un prim pas al administrației imperiale a fost de a sistematiza satele bănățene care erau răsfirate prin, cel puțin în Banatul Montan, erau răsfirate prin munți, prin diverse cătune. Ele, în perioada în care împărăteasa Maria Terezia guverna Imperiul, a avut loc această sistematizare și orașele au fost aduse pe malul râurilor, principalelor râuri, și arată așa cum arată și în ziua de astăzi. Și dacă ne uităm foarte atent, aproape fiecare clădire, fiecare casă din sat are forma unei cazemate, deci formă de U, în cazul în care, să zicem, armata regulară, imperială, ar fi cedat, urma un război de gherilă.
Pentru regimul de la Viena, provincia nou cucerită, cu capitala la Timișoara, era extrem de importantă. Stările conflictuale nu erau de dorit în regiune. Acesta este unul dintre motivele pentru care populația ortodoxă, majoritară în Banat, beneficiază de privilegii ilirice, iar acestea garantau, printre altele, libertatea bisericească. Istoricul Ide Suciu amintește în lucrarea sa, Unitatea poporului român, despre aceste privilegii. La Timișoara, Arad și Vârșeț funcționau episcopi ortodoxi, care, în baza privilegiilor ilire, se bucurau de toată bunăvoința autorităților. În piața centrală din Timișoara se construiește și Biserica Catolică, dar și Biserica Ortodoxă, deci față în față, ceea ce sigur spune foarte mult despre politicile administrative ale Vienei, în sensul că acceptă existența și a ortodoxilor, cultivă și catolicii și ortodoxii, nu doresc o stare conflictuală cu celelalte culte. Iar mai târziu, în preajma celor două biserici, construiesc pe de o parte Biserica Luterano-Evanghelică și, de asemenea, admit construcția unei sinagogi. Deci pe o zonă de un kilometru pătrat găsim toate cultele, ceea ce vorbește foarte mult despre înțelesul ecumenic pe care îl promovează austriecii. Aici este o moștenire pe care și românii au preluat-o, au dezvoltat-o, atât la Timișoara cât și în regiune. De asemenea, satele sunt reconstruite în secolul al XVIII-lea, inclusiv satele românești din Câmpia Banatului și deseori proiectele pentru Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă sunt realizate în același atelier de proiectare. Și atunci vedem asemănarea între Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă. În deceniile imediat următoare cuceririi, administrația austriacă inițiază o politică de colonizare a Banatului. Sunt aduși aici locuitori, în marea lor majoritate germani, din alte zone ale Imperiului, locuitori ce vor forma comunitatea catolică. Noua provincie cucerită, Banatul Timișoarei, a fost administrată direct de Viena, deci nu a fost anexată nici unei alte provincii din jurul Banatului, ci a avut chiar mult mai târziu, Timișoara primește și titlul de oraș liber regesc, care avea dreptul la stemă, avea dreptul să facă afaceri în numele său cu orice alt oraș sau orice altă provincie din jurul ei. Deci asta era un lucru extraordinar, care se datorează tot hărniciei acestor bănățeni. Deci când vin austriecii aici, prin intermediul Habsburgilor și a lui Eugeniu de Savoia, care este strategul militar numărul 1 al Imperiului, ei au posibilitatea să reorganizeze în întregime această regiune, inclusiv să dea posibilitatea de dezvoltare a tuturor categoriilor sociale existente. Din punct de vedere bisericesc, austriecii sunt catolici. Populația locală, românii și sârbii care locuiau în regiunea aceasta a Banatului, sunt în marea lor majoritate ortodoxi. Spre deosebire de Transilvania, unde majoritatea românească intră în Biserica Greco-Catolică prin influența austriacă, în Banat își păstrează religia, marea majoritate a românilor și sârbilor își păstrează religia ortodoxă. Din punct de vedere instituțional, pentru că era deja o mitropolie la Karlovitz, la Sremski Karlovci, care e de limbă slavo-sârbă, această mitropolie e păstrată de către Imperiul Austriac și li se cere mitropoliților de Karlovitz să răspundă de toți ortodoxii din fosta monarhie, din fostul imperiu. Adică și de ortodoxii de limbă sârbă și de ortodoxii de limbă română sau de limbă de o altă limbă. Deci și în Banat, și în Transilvania, și în Bucovina, ortodoxii sunt conduși de mitropolitul de Karlovitz până la 1860, când apare mitropolia Ardealului, pe care o va conduce celebrul mitropolit Andrei Șaguna, care este o personalitate remarcabilă a vieții religioase din
spațiu românesc. Era evident pentru toată lumea că în Banat administrația nu lăsa nimic la voia întâmplării. La Timișoara, prima tipografie apare în 1769, iar primul ziar săptămânal în 1771. În ceea ce privește învățământul, el se desfășoară în școli elementare, germane, română, sârbe și într-o școală evreiască. În 1768, în oraș existau 3 școli ortodoxe cu învățători sârbi. Educația a fost prioritară pentru noua administrație din Banat și au fost construite școli în satele bănățene, se preda în limba germană și gândiți-vă că învățătorii care erau români, care pe lângă limba germană învățau pe copii și limba română. Așa a ajuns ca să se implementeze acest gând că ei sunt români, dar nu din punct de vedere ca fiind aparținători a unei națiuni. Ideea de națiune nu era încă apărută în acea perioadă. Educația impusă, aproape impusă de către Imperiu, a dus ca tineretul care se dezvolta în acea perioadă să vorbească 2-3 limbi, ceea ce era un lucru extraordinar. Chiar dacă populația era majoritar românească, ei vorbeau 3 limbi, pentru că altfel nu se descurcau în viață. Maria Terezia se interesa dacă școlile din sate au primit carul cu lemne pentru încălzirea claselor în care învață copilașii. Și asta întreba în legătură cu satele românești din sudul Banatului. Deci au primit acolo. Altă întrebare pusă de Maria Terezia la 1771, administrației de la Timișoara. Aveți traducător pentru inculpații de limbă română sau de limbă sârbă? Ei înțeleg procesul. Dacă nu înțeleg, vă rog să găsiți un traducător care să le traducă în limba română sau în limba sârbă sau în altă limbă. Pentru că de obicei se discuta în limba germană și atunci aveau nevoie de traducător. Deci o asemenea depeșă la 1771 a Mariei Terezia. Deci se interesează de întreg sistemul, cum funcționa, inclusiv la nivelul indivizilor, ca să poată să fie o integrare a fiecărui grup social sau cultural. Noua administrație a Timișoarei încurajează dezvoltarea industriei manufacturiere, astfel încât, dacă în primii ani după cucerire, în documentele vremii erau menționate 11 meserii, la 1760 numărul acestora ajunge la 54. Ce se întâmplă la nivelul Banatului? Populația țărănească este mai ridicată decât la nivelul Transilvaniei. În Transilvania rămân foarte mulți iobagi pe pământurile nobilimii. Pe când în Banat, neexistând nobilime, s-au putut dezvolta foarte multe familii de țărani. Ele s-au transformat mulți din agricultori sau din păstori în meșteșugari, alții chiar în negustori și în comercianți. E un fenomen care nu apare în alte regiuni. Asta face ca să apară o clasă de mijloc în rândul românilor, începând cu secolul al XVIII-lea și care se dezvoltă în secolul al XIX-lea foarte mult. Știau să facă negoți, știau să vândă sau să cumpere marfă, erau înstăriți unii dintre ei și au făcut case frumoase în secolul al XIX-lea. S-au mutat în orașe. Lugojul este un centru de polarizare al multor familii de țărani din zona Banatului. Caransebeșul la fel, Oravița la fel, unde foarte multe familii. Dar și în Timișoara, în anumite cartiere ale Timișoarei și inclusiv în cetate, s-au așezat familii de români în secolul al XIX-lea. Accesul în cetatea Timișoarei se realiza prin 3 porți care se închideau în fiecare seară la ora 9, excepție făcând poarta Petrovaradinului, care se închidea la ora 23. Timișoara, cetatea fortificată construită în secolul XVIII
nu mai corespundea și nu mai putea să țină pasul cu Revoluția Industrială. Astfel, se pune în aplicare un plan îndrăzneț. Acest aspect al orașului, cred că îl datorăm cel mai mult unui om extraordinar care a trăit și a administrat orașul. Este vorba despre primarul Timișoarei, Carol Telbis, care a avut un curaj, aș putea spune, nebun. Deci a mers și a negociat cu împăratul de fortificarea cetății. Vă dați seama cât curaj putea să aibă acest om, că era nemulțumit de cum arăta orașul. Gândiți-vă că în cetatea Timișoarei, legăturile cu cartierele de lângă cartierele sale se făcea doar prin trei porți. Această clarviziune, aș putea spune, a adus și investițiile. A urmat ca să vină foarte multe societăți din Imperiu și chiar din Occidentul Europei, din Marea Britanie, din Franța, din Germania, au venit și au investit aici, au fost fonduri de investiții mari. Dacă în secolul XVIII Banatul putea fi considerat un loc de exil, la mijlocul secolului al XIX-lea se vorbea deja despre Banatul cel Bogat. Exportul de cereale avea la dispoziție 80 de nave în portul din Timișoara. La începutul secolului 20, Timișoara era deja un oraș propice dezvoltării afacerilor, iar administrația acorda o serie de privilegii investitorilor. Fabrica de bere a fost achiziționată la un moment dat de către un fond de economii timișorean și a fost transformat în societate pe acțiuni la vremea respectivă și era administrată așa cum scrie la carte. Din cauza asta, probabil, fabrica de bere rezistă până în ziua de astăzi. Timișoara avea deja fabrici importante și care erau impuse pe piața Imperiului, cât și pe piața europeană. Aici putem aducem aminte despre fabrica de țigarete din Timișoara, fabrica de dulciuri Candia, fabrica de lanțuri, fabrica de căruțe care era aici, fabrica de pantofi, Turu. Cu o investiție inițială de 2 milioane de coroane, fabrica dezvoltă în câțiva ani filiale în întreaga Europa. Iar în timpul primului război mondial, asigură necesarul de încălțăminte soldaților aflați pe front. Dacă în secolul XVIII confesiunea era mai importantă decât naționalitatea, pe parcursul secolului XIX raportul de forțe se modifică, ajungând ca la început de secolul XX, conturarea ideii de națiune de sine stătătoare să fie un concept extrem de important pentru întreaga Europa. Abia în secolul al XIX-lea vorbim de identitatea în funcție de limbă, de istorie, de o cultură proprie, când conștientizează mai întâi intelectualii și după aceea un număr din ce în ce mai mare de locuitori, faptul că au o anumită particularitate comparativ cu vorbitorii de altă limbă. Deci procesul acesta de emancipare începe din punct de vedere social și civic în secolul al XVIII-lea și devine, să spunem așa, că național-cultural sau cultur-națion, da? Cum ar spune în limba germană, deci o națiune culturală în secolul al XIX-lea. Da? Ca să vorbim de națiune politică, vorbim la 1918 în cazul românilor din Transilvania, din Banat și Bucovina. Până atunci vorbim de națiune culturală. Dar procesul acesta, sigur, de pregătirea națiunii culturale va duce în final la apariția națiunii politice, respectiv la unirea cu vechiul regat al României, care se întâmplă după primul război mondial.